Suntem preocupate de atât de multe aspecte ale educației copilului, încât uneori uităm că poate fi la fel de influențat și de colectivitate. De la o anumită vârstă, copiii noștri își petrec mai mult timp printre străini decât în familie. Fie datorită vârstei, fie pentru că nu știu să spună nu, fie pentru că nu vor să spună nu, unii dintre ei devin consumatori de droguri. Dar cu cât depistăm mai repede semnele consumului de narcotice, cu atât putem interveni mai devreme. Așa că în minutele următoare vom discuta împreună cu psihoterapeutul Andrei Chișcu despre cele mai comune semne ale consumului de droguri. Bună dimineața! Bună dimineața! Vorbim astăzi despre adolescenți, întotdeauna un subiect complicat. Și mai ales despre adolescenți și consumul de droguri. Cum încep adolescenții să consume droguri? Mai întâi trebuie să spunem că în spatele consumului de droguri este nevoia de a schimba felul în care te simți. Perioada adolescenței, așa cum ați spus, este o perioadă plină de provocări și plină de multe schimbări, transformări în viața tânărului, care sunt comparabile ca viteză și ca număr, ca frecvență, cu o altă perioadă de schimbări importante, primii 3 ani de viață. Este vorba despre schimbări la nivelul felului în care funcționează creierul, care afectează direct starea, felul în care se simt adolescenții. Asta înseamnă că în această perioadă a adolescenței emoțiile sunt foarte intense, foarte puternice, există emoții de lungă durată și imprevizibile. Și atunci drogurile sunt o modalitate la îndemână de a-și schimba starea. De a face față unor dispoziții. Pe de altă parte, o altă schimbare importantă la această etapă de vârstă este faptul că grupul de prieteni, anturajul, capătă un rol predominant. Există această presiune a grupului față de care mulți tineri, mulți adolescenți nu sunt pregătiți să facă față. Înseamnă că trebuie să consumi ceea ce consumă cei din grupul tău pentru a fi acceptat, pentru a fi validat, pentru a fi recunoscut. Pentru a aparține de acel grup. În ce fel se schimbă comportamentul adolescentului față de părinți după ce începe să consume substanțe? Părinții este bine să știe că consumul de substanțe alterează relațiile. Adolescenții încep să devină retrași, rezervați, încearcă să ascundă lucruri. În rezultatele școlare se reflectă cumva? Acesta este un al doilea aspect care ne poate semnala faptul că tânărul consumă substanțe. Schimbări inexplicabile, schimbări bruște în performanța școlară poate să ne ducă cu gândul la o astfel de problemă. Programul de zi cu zi al copilului, al adolescentului, se schimbă? Trebuie să putem să fim atenți noi părinții și la genul acesta de semne, nu știu, doarme mai puțin sau mai mult, mănâncă altfel. Nevoile copilului se schimbă, nevoile adolescentului în condițiile în care consumă droguri se schimbă. Ce fel? Scade nevoia și pofta de mâncare, pentru că substanța alterează apetitul. Pe de altă parte, somnul se modifică. Poate să aibă foarte multă nevoie de somn sau, dimpotrivă, să scadă nevoia de somn semnificativ. Lucrul acesta se poate vedea în cum arată tânărul, faptul că este obosit, încercănat, devine iritabil, ușor de contrariat. Numai că este nevoie să deosebim aceste aspecte care caracterizează cumva etapa adolescenței de aceleași simptome care sunt prezente la un tânăr care consumă substanțe. Ele sunt mult mai accentuate, mult mai dese și inexplicabile. Vorbiți-mi, vă rog, puțin de ideile pe care le enunță adolescenții. Există însă și anumite lucruri pe care le pot spune sau gândi? Distorsiuni majore din punctul de vedere al felului în care percep tinerii substanțele, drogurile, intervin și care pot să conducă pe părinți la ideea că consumă substanțe. Prima distorsiune este percepția controlului, sentimentul că ei se pot opri oricând din consumul de substanțe. Sentimentul că, bun, fac lucrul ăsta, dar când vreau eu pot să mă opresc. Și a doua distorsiune este ignorarea consecințelor consumului de substanțe. Și ce dacă mi-am pierdut apetitul? Ce dacă am scăzut în greutate 20 de kilograme? Se întâmplă și altora. Ce dacă nu mă mai pot concentra sau nu mă mai duc la școală și așa școala nu folosește la nimic? Lucrurile acestea pot fi un semnal de alarmă pentru părinți.
când ți-e teamă de ceva, deseori îți spui, mie nu mi se poate întâmpla. Și poate că fac și părinții uneori greșeala asta, au senzația că drogurile sunt un rău care stă departe de casa lor. Cum ar trebui abordat un copil, un adolescent care are această problemă? Părinții nu prea știu de unde să apuce problema. Comunicarea din punctul de vedere al acestei probleme este esențială și ceea ce este foarte important pentru părinți să știe că e important să se informeze și să ofere informații corecte copiilor despre efectele consumului de droguri. Un al doilea lucru legat de comunicare este important să vorbim, să avem momente în care să discutăm cu tinerii și subliniez, este foarte important să-i ascultăm. E important să ascultăm care sunt dificultățile lor, ce se întâmplă în viața lor, ce îi supără, ce îi interesează. Și dacă totuși există confirmare, adolescentul se droghează, care e primul pas pe care trebuie să-l facă părinții? Pentru mulți părinți această veste este una șocantă și ceea ce este important este să ne păstrăm cumpătul, să ne păstrăm calmul. Este mai ușor de zis decât de făcut. Pentru că ceea ce e important să avem în minte este că într-o astfel de situație e important să facem lucruri, să acționăm. Trebuie stabilite limite, reguli și consecințe pentru încălcarea acestor limite. Legate de planul de viață, legate de rutinele zilnice. Un părinte este important să discute și să știe cu cine petrece timp adolescentul din familia lor, ce face, unde este și când se întoarce, legat de programul de întoarcere acasă. Pe de altă parte, este important să păstreze legătura și să comunice cu părinții prietenilor adolescentului său. În cazul în care există o problemă de consum și există dependență, este nevoie, pentru că părinții nu se pot întotdeauna descurca singuri cu o problemă atât de complicată, să apeleze la un ajutor specializat. Care este acesta? Unde mergi? Unde îl ceri, practic? La medicul de familie? Există, în primul rând, la nivelul școlii, rețeaua de consilieri școlari care poate să îndrume părinții către centre specializate care se ocupă de această problemă și, pe de altă parte, există și la nivelul rețelei medicilor de familie această posibilitate de referire către un serviciu specializat. Există asociații și organizații care se ocupă oferind informații, oferind sprijin și ajutor atât părinților cât și adolescenților care se confruntă cu această problemă. Vă mulțumesc frumos! Cu multă plăcere! Iar pe voi vă invit pe totul despre mame.ro ca să citiți un amplu articol despre semnele consumului de droguri.